Salutare, dragi prieteni, sunt pe drum. Mâine o să vă explic cu ce mă îndeletnicesc și ascult știri la radio, în mașină. Am urmărit, înainte să plec de acasă, că mi-a luat mai mult deplasarea asta decât planificam și de aceea fac comentariul în mașină, că încă nu știu exact când voi ajunge în studiourile Mălimbot. Am ascultat la știri acasă toată ziua, apoi la radio, relatările de la Iași. Și constat cu uimire că televiziunile noastre, cu uimire, pentru că în mod normal n-ar trebui să aibă interese cu grupările astea, teoretic. Practic, fie sunt proști grămadă, reporterii televiziunilor din Iași, fie de aici de la București sunt foarte ticăloși. Exact așa cum explicam și în comentariul de ieri și cum am spus, propagandiștii ăștia PSD în propaganda Rusiei, panaramele lui Tudorache, una care vrea să candideze independentă, dar de fapt va fi aruncată în campania electorală din partea PSD ca să fure voturi, una Diana Iovanovici Șoșoacă, avocată, da, organizatoare și ea de paranghelic capvit pe aici prin București, cu istericul ăla Diplan, pe care ați văzut, l-ați văzut cum înjură, cum vorbește, s-au dus la Iași. La Iași unde știrile au fost ok până când acești cetățeni s-au apucat de istericale. Adică oamenii au respectat regulile, au respectat distanțarea socială, chiar mi-a plăcut, am văzut poze puse de prietenii din Iași, că am mulți prieteni din Iași care mă urmăresc, până la un punct. Oamenii chiar stăteau la distanță acolo, în fața, în piața aia publică de unde s-a ținut slujba. Până la un punct când au intrat în cadru acești indivizi veniți de la București, la Iași, ca să facă scandal și circ. Toți, deci toți ăștia pe care i-ați văzut pe aici prin București făcând agitație, cap vid, s-au dus acolo. Propagandiștii Rusiei, duduile alea care practică prostituție online, s-au dus pioase la, pe teme religioase. Știu că e amuzant. Vă dați seama, Caragiale, dacă trăia, avea cel mai tare canal de YouTube ever. Era mai tare decât Shelly, da? Și s-au dus acolo și au început să facă circul și scandalul pe care îl știm că îl fac în București de la jumătatea lunii mai, de când au început adunările cap vid și au început, mă rog, tâlhările civice în Piața Victoriei, în speranța că păcălesc. Scopul fiind, scopul inițial urmărit de ei și scopul urmărit pe mai departe, cu structuri de tip Aur, Simion și alții, fiind să păcălească cât mai mulți români din diaspora, numele patriotismului, numele credinței străbune, să îi păcălească, să-și dea votul pentru un fel și fel de structuri, dar astea care sunt, în esență, aceeași mizerie. Bun, și încep televiziunile. Aici deja eu am o problemă. Pentru că oamenii ăștia sunt foarte cunoscuți. Eu zic că nu poți să te numezi ziarist în România să nu știi cine sunt oamenii ăștia. Adică, atâta circ au făcut în București. Eu i-am prezentat, i-am filmat, i-am prezentat pe fiecare. Este foarte greu să te numești jurnalist și să nu-i recunoști imediat. Eu i-am recunoscut uitându-mă, de exemplu, la televizor, la Digi, filma ăla de la Digi, și în mulțime i-am recunoscut. Am și pus pe pagina mea de Facebook. Dar televiziunile, în loc să informeze corect oamenii, și aici au bătut joc, în primul rând și-au bătut joc ăștia care au venit, cap vizii ăștia care au venit de la București, și-au bătut joc de comunitatea religioasă de acolo, care era la Sfânta Parascheva și care respecta regulile, oameni buni. Am văzut poze foarte frumoase puse pe Facebook de prieteni din Iași, cu oamenii cum stăteau frumos împrăștiați. Până când au venit isterici ăștia, cu Diplan, cu Șoșoacă aia pe care o băga în continuu România TV și dădea România TV. Acum hai că înțeleg, România TV, Antena 3 sunt oarecum niște mizerii și nu te poți aștepta de la ei la nimic altceva decât la manipulare și minciună. Dom'le, dar Digi... Digi care se pretinde un pic mai spălat. Exact aceeași mizerie. Și care a fost mizeria, dragii mei? Toți au zis, în loc să informeze corect, să spună, băi, au venit de la București tembelii ăștia care de 6 luni de zile o țin cu propaganda negaționistă. Și cine sunt ăștia? Și era o ocazie bună să le arate
inclusiv celor care sunt mai atașați de valorile ortodoxe, da? Pentru că un acest tip de știre, da, cu ce se întâmplă, acum vorbesc jurnalistic și din perspectiva științelor comunicării, că asta e a doua specializare a mea, tipul ăsta de știre, ce se întâmplă la Sfânta Parascheva, se duce în către publicul mai atașat de valorile ortodoxe, da? Oameni care nu s-au dus pentru că s-a știut că nu poți să te duci, pentru că pot numai cei din ea și așa mai departe. Oameni cât de cât mai ok, care nu sunt complet zombificați. Și acum era o ocazie pentru televiziune, pentru că oamenii se uitau la știri, să li se explice. Măi, oameni buni, credincioșii, ortodoxi, care au venit la Sfânta Parascheva, respectă. Păstrează distanța, stau cu minți la coadă. Ăștia care fac circ sunt următori. Și să-i prezinte, oameni buni, că aveau documentare. Numai dacă căutau pe Google, ajungeau la materiale pe care le-am făcut eu și puteau ei să-și facă în paralel, dar puteau foarte ușor să facă, să arate. Să zică, uite, ăla este Diplan care așa și așa și așa. Asta e șoșoacă care e cu PSD-iștii și vrea să candideze independentă. Asta e așa. Nimic din toate astea n-au făcut, oameni buni, dar nimic, știți ce e aia? România TV, sigur, pentru că România TV este principala televiziune, cea mai mizerabilă televiziune din România, cea mai abjectă. Și ei au făcut mare propagandă pe cap vici și nerespectarea măsurilor de prevenire. Și din acest motiv, opinia mea este că prezența lui Ludovic Orban acolo, împreună cu Nicușor Dan, este o eroare imensă, imensă, oameni buni. Și numai pentru asta, PNL-ul ar trebui să piardă foarte, foarte, foarte multe voturi. Adică, bă, nene, tu ai dat 40 de milioane de euro din banii publici televiziunilor, cei mai mulți a luat România TV. România TV, care în toată această perioadă a făcut numai manipulare, numai minciună, a promovat toate panaramele alea care vin cu toate teoriile, așa zisele proteste din Piața Victoriei, deci au făcut numai rău acestei țări. Deci România TV este principalul organ de îmbolnăvire la cap a oamenilor pe tema pandemiei. Este principala vuvuzea a propagandei Rusiei, a propagandei negaționiste. Și tu te duci fix la ticăloșii ăștia. Puteai să te duci la Realitatea, puteai să te duci la Digi. Și tu te duci fix la ăștia, fix la România TV, la cea mai abjectă, în cea mai abjectă și în cea mai murdară latrină, da? Care, repet, ți-a luat banii și a dat mesaje împotriva scopului pentru care tu ai plătit din bani publici zeci de milioane de euro. Bani cu care se putea face un spital, oameni buni, un spital mare, da? Și tu te duci la ei. Tu te duci la ei ca să ce? Ca să-i credibilizezi? Ca să ce să faci tu, Ludovic Orban? Ce-ai căutat tu acolo? Păi îmi pare rău pentru Orban, dar fie este de o ticăloșie extremă, fie este de o naivitate inadmisibilă pentru un prim-ministru. Și astăzi România TV, până să plec eu de acasă, în continuu transmitea această isterie și această confuzie împreună cu restul televiziunilor. Toate. Credincioșii s-au îmbrâncit cu jandarmii. Credincioșii care n-au mai avut răbdare. Credincioșii în sus, credincioșii în jos. Dar ăia care făceau scandal nu erau credincioși. La un moment dat, pe Realitatea, dacă nu mă înșel, a apărut un reprezentant al... Sper să nu greșesc, că nu știu exact organizarea Bisericii Ortodoxe. Episcopia Iașului sau Arhiepiscopia. N-am reținut exact și nu vreau să greșesc, da? Care a spus, oameni buni, ăștia care fac scandal, nu sunt credincioșii noștri, n-au legătură cu cei care, pe care noi îi știm, nu? Că suntem aici la biserica asta și facem procesiunea asta de zeci de ani, n-au nicio legătură cu biserica și cu credincioșii noștri. Atât. Pentru că a fost acel om, preot sau episcop, ce era, nu știu, că vă repet, nu mă pricep la gradele, organigrama bisericilor, da? Pentru că era acel om în direct și a auzit în direct discuția și atunci el a corectat și a spus, domne, nu sunt, dar asta trebuia să spună televiziunile. Nu se poate să dai tu în continuu, o zi întreagă, și pe televiziune și pe posturile de radio, să dai credincioșii au făcut, credincioșii s-au înghesuit, credincioșii s-au îmbrâncit cu jandarmii și de fapt ăia care au făcut acest scandal nu erau credincioșii, oameni buni. Nu erau credincioșii.
Deci au bătut joc, pur și simplu, nenorociții ăștia care au venit de la București, s-au dus la Iași și au bătut joc, în primul rând, de comunitatea de acolo, da? Nu discutăm, eu nu intru în discuția asta, că am văzut mulți oameni critici la adresa modului în care unii dintre conaționalii noștri înțeleg se manifeste din punct de vedere religios. N-avem dreptul să judecăm noi treaba asta, da? Cu moaște, n-avem, nu-i problema noastră. Dar ce vreau eu să spun este că oamenii ăia care au venit din credință, ăia n-au avut probleme. Ăia au respectat distanțarea. Ăia n-au făcut scandal. Ori tu vii toate televiziunile și toată presa, toate site-urile mizerabile astea, PSD-iste, știri pe surse, nu mai vorbesc de propaganda Rusiei, toți în același ton, da? Credincioșii s-au îmbrâncit cu jandarmii. Dar să vedeți pe România TV cum dădeau oameni buni. Deci este ceva. Deci o dădeau pe șoșoaca asta, care este, nu vă supărați. Deci eu, eu n-am mai vorbit până acum despre ea, pentru că mi se pare, cum să vă explic, mi se pare beyond anything. Deci persoana asta este ceva, nici nu trebuie să deschidă gura, că emană în cultură și grobianism. Și deci este ceva, oameni buni, Floricica Dansatoarea 2.0. Și vorbea la România TV spunând: domnule, eu am negociat cu episcopia, cu eu am făcut. Minciun, evident. Minciun, se vedea pe ea că minte de la o poștă, că recunoște omul când minte, da? România TV o dădea în direct, televiziune care s-a înfructat cu sume foarte mari. Cei mai mulți bani a luat televiziunea Antena 3, televiziunea infractorului Dan Voiculescu, trustul de presă, că a luat Antena 3, Antena 1 și toate site-urile lor. Pe locul 2 este mizeria asta lui Sebastian Ghiță, inculpatul lui fugar Sebastian Ghiță, care promovează nu numai astăzi, oameni buni, asta promovează din secunda 1 în care au început mizerile astea negaționiste, cap vid, cu toată propaganda Rusiei, cu chipurile, cu toată nebunia, da? Din luna mai, ăștia au avut media plan cu ei, cu transmisii în direct din piață, cu tot acâmul. Deci ăștia au făcut, practic, multe dintre personajele pe care le-ați văzut și cele care au fost astăzi la Iași, au făcut acolo isteria cap vid, au mutat din București la Iași isteria cap vid, bătându-și joc în primul rând de comunitatea religioasă de acolo, da, ortodoxă. Și ăștia erau și sunt în fiecare zi promovați de România TV, televiziune care a fost plătită din banii mei, din banii tăi, din bani publici, da? Ca să difuzeze niște materiale oferite de guvern, da? Chipurile să învețe oamenii să respecte, să poarte mască, să respecte distanțarea socială, să se spele pe mâini atunci când intră în casă și așa mai departe. Păi toți banii aia sunt aruncați pe fereastră, oameni buni. Toți banii aia sunt dați degeaba de către tovarășul Ludovic Orban. Sunt bani dați aiurea. O greșeală enormă, o greșeală imensă pe care Orban a făcut-o și eu am punctat încă de la vremea respectivă, și ăsta a fost compromisul pe care el l-a făcut cu cartelul Mafia Media. Eu am spus încă de atunci, vă invit pe cei care ați venit mai recent pe canalul meu, cei care m-ați urmărit de atunci, din martie, aprilie, mai, prin aprilie, mai, atunci s-a pus problema acestor bani, da? Și s-a discutat și am mai multe materiale. Uitați-vă să vedeți că am spus, sunt bani aruncați pe fereastră, pentru că ăștia, ticăloși ăștia, mafioții ăștia, vor lua banii și vor face tot aceeași mizerie. Și practic banii sunt aruncați pe fereastră, că degeaba dă publicitate cu purtați masca, dacă în rest este isterie pe canalul respectiv de televiziune, oameni buni. Sigur că guvernul nu poate să intervină în politica editorială, să spună nu vă dăm bani decât dacă. Nu, dar nu trebuia să dea bani deloc, oameni buni. Deloc. A, dacă făceau o campanie de de comunicare pe rețele sociale, era altceva. Am văzut că sunt pe YouTube, bagă pe Facebook, prin Google, era altă discuție. Dar alea sunt independente, sunt în medii, în toate mediile se duc. Reclama prin Google o bat, se duce pe toate site-urile, da? Dar să dai tu bani unor ticăloși care, uitați-vă ce ajung să facă, oameni buni, ajung să prezinte o țară întreagă, pentru că puțini oameni știu, sigur, cine mă urmărește pe mine știe că explic aceste lucruri de mai mult timp și încerc să fac tot posibilul să
înarmezi oamenii cu toate informațiile de care au nevoie și care le sunt necesare pentru a înțelege excrocheria asta, mega excrocheria care se pune la cale, în special împotriva românilor din diaspora. Dar cei care mă urmăriți pe mine, pe lună cam un milion și ceva de oameni pe YouTube, pe Facebook nu știu exact, pentru că pe profilul meu nu-mi dă statistica și pe pagina publică o am blocat. O am blocată că așa vrea Facebook, că așa înțelege Facebook să combată propaganda rusă, că așa a zis Mark Zuckerberg, da, fondatorul Facebook, a zis că ei combat fake news și propaganda rusă. Și acum au și anunțat că ei o să șteargă postările ăstora care sunt împotriva vaccinării. Dar ei spun una, poate în America fac asta, dar în realitate, cel puțin în Europa de Est, în România, fac cu totul altceva. Și anume, promovează și susțin propaganda pro-rusă, propaganda pro-PSD. Probabil că au băgat atâtea milioane PSD-ul în Facebook, încât au o relație deschisă acolo, nu-mi dau seama exact de ce. Da, ideea este, bottom line, că pagina mea publică de Facebook este blocată. A început în luna mai, iunie, am deblocat-o atunci, dar n-a mai funcționat bine. Și acum este blocată. Eu nu pot să postez pe pagina mea. Postează Diana, soția mea, pentru mine, pentru că este și ea administrator. Și este blocată ca și expunere. Dar știu pe YouTube. Pe YouTube lucrurile merg ok. By the way, vă sfătuiesc pe toți cei care mă urmăriți pe Facebook să vă abonați pe canalul meu de YouTube. Să faceți click pe clopoțel ca să vedeți, să vedeți activitatea, pentru că eu am activitate. Ați văzut că foarte mulți oameni au scris acum, când cu scandalul ăsta cu Simion, au venit oameni de pe diverse pagini și au spus: unde ai fost, Măline, că nu te-am mai văzut? Unde ai fost? Acum iar ai apărut. Păi eu am fost tot aici, oameni buni. Eu tot aici am fost, tot aici sunt, fără nicio zi liberă de 3 ani de zile și ceva, aproape 4 ani se fac în februarie, și îmi fac treaba zi de zi, zi de zi, de dimineață până seara. Dar dacă Facebook, dacă pagina mea este raportată și este blocată și nu sunt expus, normal că oamenii pe Facebook nu mă văd. Dar pe YouTube cine intră poate să vadă. De aia vă spun să intrați și să bifați acolo, să vă abonați și să bifați clopoțelul ca să primiți notificările. Deci, milioane de oameni, cei mai mulți oameni din țara asta, mai ales cei care pot fi influențați să voteze într-o direcție sau alta, că aici este miza, oameni buni, aici este șmecheria, vedeți? Că televiziunile, România TV, de exemplu, punea toată povestea asta într-o manipulare absolut sinistră. Au adus-o pe Tatoiu, o dădeau pe șoșoaca asta, da? Care, vă repet, de ce spun că vrea să candideze? Pentru că am văzut că sunt pagini, grupuri, șoșoacă candidat la Parlamentul României. Și dacă o iei din urmă, ea, că independent, dacă o iei din urmă, ea e o PSD-istă nenorocită, da? Deci exact pe modelul George Simion. Hai să facem propagandă, hai să facem agitație și să rupem voturi. În special din diaspora. Deci oamenii ăștia țintesc să manipuleze diaspora. Dar manipulează și manipulează și publicul din România. Pentru că la România TV îți dă, ți-o dă pe șoșoacă, ți-o dă pe Monica Tatoiu, da, pe Lazarus, care spun: domne, se încalcă libertatea religioasă. Și o dau în acest ton, adică vezi, doamne, guvernul ăsta, da, care, vă repet, are probleme, Orban are probleme, trebuie sancționat electoral. Bă, dar în niciun caz nu poți să spui că încalcă libertatea religioasă, oameni buni. Deci asta este o minciună ordinară, da? Ei mizând pe ce? Gândindu-se, domne, românii sunt ortodoxi, practicanți, sunt foarte atașați de biserica ortodoxă și pe cale de consecință, vezi, guvernul ăsta încalcă libertatea religioasă, pe cale de consecință ieșiți la vot și votați PSD-ul sau șoșoacă, care e aceeași mizerie, da? Sau AUR, care e aceeași mizerie, care nu vă salvează de... vă salvează libertatea religioasă. Când în fapt, oamenii care s-au dus acolo, la Sfânta Parascheva, credincioși, acelor credincioși nu le-a încălcat nimeni nicio libertate religioasă. Și i-au trimis pe ăștia de la București să facă scandal, ca să vină să spună după aia ca și cum ar fi fost o problemă de încălcare a unui drept fundamental, libertatea credinței, care este un drept fundamental, evident. Dar nu s-a pus problema să încalce. Dar ei așa au prezentat-o la România TV. Post la care acum o săptămână, o săptămână și ceva, domnul Ludovic Orban mergea ca un nătâng, ca un nătâng, oameni, nătâng, deci pur și simplu ca un nătâng,
s-a dus la acest post, la această mizerie care nici n-a trebuit să funcționeze, oameni. Noi nu ne imaginăm cât rău și fac în societate aceste ventilatoare de mizerii, de manipulări toxice și mizerabile. Vă dați seama că ăștia incită la ură la un nivel pentru care ar trebui închiși, oameni buni. Pentru că nu este ok să inciți în modul ăsta folosindu-te de religie. Că vii și spui, domne, guvernul nu mărește pensiile și ar trebui să le mărească și, domne, o discuție. Că vii și spui, nu știu, alte lucruri. Bă, da, să ajungi până acolo încât să creezi pentru telespectatorii tăi falsa impresie că se încalcă libertatea religioasă. Milioane de oameni și oameni simpli, oameni care n-au capacitatea să gândească un pic și să zică, bă, hai să intru pe net să văd totuși ce se întâmplă acolo, da? Și văd la televizor și o văd pe Șoșoacă, da? Care Șoșoacă zice, domne, am negociat, auzi, ea a negociat, de parcă ea era, ce să vă povestesc, cel puțin Direcția de Sănătate Publică, așa vorbea ea acolo. Niște minciuni, evident, niște lucruri neverificate. Femeia asta, după părerea mea, nu e cu toate, cum să vă explic, cu toate oile acasă. Nu e cu toate țiglele pe casă, dacă vreți părerea mea. Hai că aia la altă e ticăloasă. Aia videochatista, e videochatista, prestează pe bani, se închiriază pe minute, pe nu știu cum, pe site-uri, o dă Tudorache la revedere. Cervă aia la altă, e avocată cu PSD-iști, cu Dragnea, cu... Mă, sunt niște chestii, dar Șoșoaca asta, asta e, eu nici de aia nici n-am vorbit până acum despre ea. Dar acum am văzut că au folosit-o intens România TV în special și mi-a atras atenția și am văzut că multă lume a comentat pe Facebook și unii mi-au și cerut părerea. Asta, după părerea mea, nu este cu toate țiglele pe casă, oameni. Nu e cu toate țiglele pe casă, după părerea mea. Și o televiziune, oameni buni, o televiziune care, și acum ajung și la partea a doua, că am tot vorbit despre aspectul ăsta cu amenziile, da? Astăzi au fost, probabil ați văzut deja, sunt peste 4.000 de cazuri, oameni buni. Peste 4.000 de cazuri, da? Eu sunt curios cât o să mai întindă ăștia coarda, că sunt o mână de oameni, dacă îi numărăm sunt mai puțin de 10 oameni. Ăștia care fac această propagandă împotriva măsurilor de prevenire și combaterea răspândirii virusului, da? Sunt câțiva, mai puțin de 10 oameni, da? Unii legați direct de Rusia, alții legați de PSD, alții, nu știu, din planul ăla, pare și ăla ușor din Limache, da? Cu probleme, da? Ar trebui duși undeva la un control la un spital. Și eu sunt curios când, când o să fim la 20.000, când o să fim la 30.000 de cazuri, o să se va gândi statul român să zică, bă, nene, totuși avem niște cetățeni care incită la nerespectarea unor legi menite să prevină, să combată răspândirea virusului. Pentru că aici nu e vorba, vă repet, am dat exemplu, am explicat un exemplu pe care l-am făcut, nu că sunt la volan, nu? Eu nu pot în numele libertății de mișcare acum aici, pe șoseaua de centură, am restricție, 30. Ați văzut mai încolo, era restricție 50. Ați văzut, toate tirurile m-au depășit, nimeni nu respectă viteza, da? Ar fi Rada, l-ar opri, a da amendă și el ar zice, cum, domne, cum ai dat amendă că a mers cu viteză pe restricție? Că libertatea de mișcare, păi, nene, libertatea de mișcare, libertatea de exprimare, libertatea credinței, toate astea, da, sunt drepturi garantate, dar în anumite condiții. Pentru că drepturile și libertățile unei persoane nu pot încălca drepturile și libertățile altei persoane. Dreptul la viață și la sănătate nu este mai prejos decât dreptul la liberă circulație sau dreptul la exprimare. Și atunci când, în situația unei pandemii globale, oameni buni, că nu e numai la noi, că dacă ar fost numai la noi, am fi înțeles, era un argument, dar e în toată lumea și se iau aceleași tipuri de măsuri. Nu-mi dați exemplu Suedia, că am lămurit problema asta. Căutați pe net ce am spus, am vorbit despre asta, despre exemplu suedez, de ce nu putem să comparăm cu România. Dar, bottom line, ideea este că sunt niște oameni și sunt câțiva oameni care produc toată această infecție, pe lângă infecția cu coronavirus, medicală, fizică, biologică, avem și această infecție care atacă mințile oamenilor, creierile oamenilor, da?
Vă dați seama câți oameni din țară, telespectatori România TV, se uită, văd la România TV ce? Că au venit fără măști credincioși, da? Deci nu primesc informația corectă, da? Deci tabloul care este creat în ochii telespectatorilor, da? Și se uită mulți, că ăsta e un fel de OTV mai jegos decât OTV-ul, dacă puteți să vă imaginați așa ceva. Acest post mizerabil, România TV, care n-ar trebui să existe, oameni buni. Există prevederi, Consiliul Național Audiovizualului funcționează în baza legislației audiovizuale, care spune că nu ai voie la televizor să promovezi comportamentul ilegal. Nu poți să promovezi încălcarea legii la televizor. Ei promovează încălcarea legii. Ei dezinformează, oameni buni. Dezinformează cu bună știință. Ei știu că au venit oameni din București și că scandalul care s-a produs la Iași n-are legătură cu credincioșii care au venit la Iași, care erau din Iași și au venit la sărbătoarea Sfânta Parascheva, da? Și ei au prezentat unei țări întregi ca și cum credincioșii, da? Credincioșii care până să apară grupurile astea de capviz, de isterici din București, au stat cu minci, n-a fost nicio problemă, da? Că credincioșii, domne, vezi, și-au dat jos măștile, s-au luptat, așa au prezentat-o, oameni buni, la România TV, deci este o demență. Deci postul ăsta este la fel de periculos și la fel de toxic ca și virusul COVID-19, virusul însuși. Și-au dat-o ca și cum credincioșii, da, credincioșii, sau și-au dat jos măștile, și-au dat buluc peste jandarmi și gata. Nu s-a mai respectat nicio regulă și credincioșii au intrat la raclă, da? Și vă dați seama, dacă tu ești un cetățean, că nu poți să ai multă școală ca să te uiți la România TV. N-ai cum. Eu nu cred că oamenii care au mai mult de 8 clase se uită la mizeria asta, pentru că nu poți. Pentru că dacă ești cât de cât educat, pur și simplu îți fiecare celulă din corpul tău te îndeamnă să pleci de acolo. Eu fac eforturi foarte mari să mă uit în scop profesional, că sunt jurnalist și trebuie să văd ce ticăloșii, ce mizerii pun ăștia la cale, da? Și atunci mă uit, dar este sinistru, oameni buni, este sinistru, da? Deci mă simt ca un instalator de ăla care a desfundat cine știe ce coloană de la toaletă înfundată, de câte ori trebuie să stau pe România TV să fac o monitorizare, să văd ce dau ăștia. Și vă dați seama, dacă tu ești, ai câte clase poți avea dacă te uiți la România TV? 4 clase, 5 clase, 8 clase maxim, da? Și tu vezi toată ziua că la Iași, deși există niște reguli, aceste reguli nu sunt respectate, da? Și că credincioșii, nu? Credincioșii au dat buzna peste jandarmi și jandarmii n-au avut ce să le facă la credincioși, nu? Și nu s-a mai respectat nicio regulă. Până la urmă, jandarmii, ca să vedeți, până la urmă, jandarmii, ca să nu mai aibă ăștia motiv, bănuiesc că de aia, da? Să facă cir și scandal și să agite spiritele, au zis, da, poate să intre la raclă și cine nu are buletin de Iași. Deși este o încălcare a regulilor, oameni. Se negociază la infinit, da? Și în timpul ăsta ce face domnul Orban? Domnul Orban, ca să vedeți ce guvern avem. Eu sper să avem o nouă majoritate parlamentară, USR, PNL. Dar eu sper să nu mai fie Orban prim-ministru, pentru că omul ăsta a făcut niște greșeli nasoale de tot. E adevărat. Are de gestionat o pandemie, situație fără precedent, dar face niște gafe uriașe, oameni. În timpul ăsta, în timp ce grupurile astea făceau mizeria asta la Iași, ședință de guvern și Orban îi spune lui Vela cu transportul în comun, domne, că să vedeți cu transportul, că să supravegheați, să face, să trece. Și mă gândeam, domne, dar nebunii ăștia, psihopații ăștia, dezaxații ăștia, care sunt propagandiști ai infectării naționale, domne, de ăștia se va ocupa într-o zi? Domne, Consiliul Național Audiovizualului, căruia noi îi plătim un buget imens pentru funcționare, va intra într-o zi în vizor guvernamental, să sperăm cu noua majoritate parlamentară, se va întâmpla ceva? Avem acolo un comitet pentru situații de urgență, comandantul acțiunii, care la început a făcut niște lucruri corecte în starea de urgență, domnul Vela. A suspendat niște site-uri ale propagandei Rusiei. Păi România TV, în loc să se ducă Orban la România TV, mai bine luau niște măsuri împotriva lor pentru treaba asta, oameni buni. Pentru că nu este normal ca un post de televiziune
da? Un post de televiziune care ar trebui să se supună unei legislații. Să mintă în halul ăsta, oameni buni, să-și bată în halul ăsta joc de oameni. Își bat joc de telespectatorii lor, cărora le creează o realitate total falsă. Și și-au bătut joc astăzi, concret, de comunitatea religioasă ortodoxă din Iași, care n-a avut nicio legătură și nicio treabă cu aceste grupuri de isterici cap vid și care a fost zugrăvită pe acest post de televiziune ca fiind domne credincioși și care s-au bătut cu jandarmi. Pur și simplu, pe măsură ce lucrurile se agravează, 4.000 de cazuri, cine știe ce o fi mâine, cine știe unde o fi peste o săptămână, pe măsură ce lucrurile se agravează și situația devine tot mai periculoasă din perspectiva cifrelor privind răspândirea virusului, devine tot mai clar că nu ai cum să controlezi această situație, să impui aceste măsuri în acest fel, oameni. Nu ai cum. Deci cu televiziuni care mint deliberat, cu grupuri care provoacă isterie și subiect de manipulare, poate chiar figuranța acestor televiziuni, că la cât a mediatizat-o pe șoșoaca asta, eu am impresia că România TV a trimis-o acolo ca să facă circ cu ea, da? Ori nu se poate așa ceva și tu totuși ai niște pârghi legale să acționezi împotriva lor. Și tu numai că nu acționezi, Orban, dar tu te-ai mai și dus la ei să le dai credibilitate. Asta este extrem, extrem de grav, oameni.